Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv. Vorbim în această seară, în a treia săptămână de campanie electorală. Se vorbește despre scoruri istorice la alegeri locale. Vedem unde se vor înregistra aceste scoruri istorice și cine și-a propus să obțină un scor istoric. Cel mai lăudat primar din județul Gorj este în această seară aici la TV Sud, Robert Filip, căci despre el este vorba. Spune că vrea ca AXA Rovinari-Turceni să fie cel mai important pol economic din județul Gorj. Filip este convins că va face singur majoritate în Consiliul Local. Ne va spune în această seară ce scor speră să obțină și cum vrea să facă această majoritate. Prin ce proiecte? Pentru că în această seară le va aduce aici în fața dumneavoastră cum vrea să transforme orașul Rovinar să arate și mai bine decât arată acum, pentru că Rovinar este orașul care a atras cei mai mulți investitori. Am putea spune, vorbim despre 3 fabrici noi și aproximativ 1800 de locuri de muncă în Rovinari în doar 4 ani. Așadar, iată, vedem Rovinari, orașul unde se poate. Așa cum vă spuneam, vorbim în această seară cu invitatul meu, Robert Filip, actualul primar al orașului Rovinari și candidat al Partidului Național Liberal la aceste alegeri locale. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre! Vă mulțumim tare mult că ați ales să veniți în această seară în studiourile TV Sud și în fața electoratului să le spuneți ce vă propuneți să continuați și să mai faceți acolo la Rovinari, dacă mai sunt lucruri de făcut, pentru că vedem că s-au tot făcut, însă spuneați dumneavoastră că mai sunt multe alte lucruri pe care v-ați propus să le faceți. Candidați la aceste alegeri locale din partea Partidului Național Liberal și am văzut că ați declarat dumneavoastră undeva în spațiul public că aveți emoții, poate mai ceva ca în 2016. Până la urmă e normal să treci prin acest val de emoție, pentru că aceste lucruri pe care te încearcă în pragul alegerilor, să știți că sunt lucruri destul de intense. Dacă îți place ce faci și dacă pui suflet acolo unde îți faci treaba. Și îmi place să cred, sau acum sunt convins că puteam să facem mult mai multe lucruri la Rovinari. Și de foarte multe ori e bine să-ți asumi și bunele și relele, dar aș vrea să vă gândiți și dumneavoastră și rovinărenii noștri că am reușit ceea ce am reușit, adică să fim campioni la fonduri europene, și eu cred că împărțit la numărul de locuitori, orașul Rovinari este campionul Oltenii și ne batem pe podium în țară, pentru că aceste sume se împart la 13.000 de locuitori, se face pe cap de locuitor, asta e algoritmul. Cu toate că ne-am chinuit să aducem acești bani, cu toate că avem lucruri la care mai sunt campion, și anume locurile de muncă, chiar dacă nu s-a crezut niciodată că la Rovinari se vor face 50 de locuri de muncă, în momentul de față lucrează peste 1000 și ceva de oameni Rovinari și astăzi suntem orașul care a făcut atâtea locuri cât a făcut o județul. Și este un adevăr. Dar gândiți-vă că toate lucrurile astea pe care le-am făcut noi, le-am făcut cu o majoritate în Consiliul Local destul de fragilă. Noi am avut decât 7 consilieri. Cu 7 consilieri, cu 27 dosare penale, cu 2 controle de la Curtea de Conturi, unde am avut peste 100 de reclamații, cu plângeri la toate instituțiile statului, și am făcut atâtea. Vă dați seama că de asta ne luptăm acum foarte mult și să aducem la Rovinari, să zic, cea mai mare echipă, cea mai mare majoritate care a fost vreodată în Consiliul Local, ca să le arătăm oamenilor că vom face în următorii 4 ani de 2 ori mai multe lucruri bune la Rovinari. Și cu siguranță vom ajunge acolo unde ne-am dorit noi. Care este secretul acestui succes? Pentru că vedem în foarte multe primării din județ, spun primarii că nu pot să fac pentru că, exact ce spunea și dumneavoastră, uite, v-ați lovit de aceeași problemă cu lipsa unei majorități în Consiliul Local, însă s-au putut face toate aceste lucruri până la urmă. Da, cu o energie nebună, cu o dorință nebună de a aduce lucrurile la final, cu o negociere bună și cu foarte, foarte multă implicare. Pentru că atunci când am intrat în luptă, acum 4 ani de zile, am intrat de pe locul 2. Am avut un handicap destul de mare politic. Nimeni n-a crezut că vom face aceste lucruri și cine se uita în programul nostru ne spunea că sunt jumătate bazme. E, toate aceste bazme au devenit realitate pentru că noi din programul nostru de campanie din 2016 ne-am făcut aproximativ 90-95%. Nu cred că există un program de campanie pe care îl punem așa în două mâini, în balanță,
care să aibă 99% grad de realizare. Dar tot timpul este loc de mai bine și sunt absolut sigur că de data asta vom termina tot ce am început noi și îmi doresc foarte tare ca peste 4 ani să avem poate 150% realizări față de ce am avut acum. 1800 de locuri de muncă, spuneam noi, în Rovinar, 3 fabrici, iată, nu s-au făcut în tot Gorjul în acești ani, spuneați și dumneavoastră. Cât de greu a fost să aduceți acei investitori, să purtați discuții cu ei și să îi convingeți să investească la Rovinari pentru ca oamenii de acolo să aibă un loc de muncă? Am primit foarte des această întrebare și vă asigur că dacă ești implicat 100% în comunitatea ta, reușești ca să ajungi la final. Altfel, sunt doar povești. Nu credeți că acești investitori au venit că au fost la Rovinari lapte și miere. Nu, au venit pentru că au găsit forță de muncă, au venit pentru că noi am făcut acele investiții și acele racorduri la utilități într-un timp record. Ca un singur exemplu pe care pot să vi-l dau asumat de noi, chiar dacă de multe ori nu se spune public acest lucru, cu o droaie de reclamații din partea adversarilor politici, că din păcate așa au înțeles ei că se face opoziția destructiv, dacă mă întrebați, pentru că e o nebunie ca să reclam pe unul la toate instituțiile statului. Și niciuna n-a avut nicio finalitate. Dar se pare că am reușit, se pare că acest secret de a le crea un mediu propice, de a încerca să recrutăm forța de muncă din toate localitățile de lângă noi, ne-a dus acolo unde să ajungem. Și vă spun un singur lucru ca să priceapă și oponenții și oamenii. Fabrica cea mare din Rovinari a început pe 15 ianuarie, s-a terminat pe 15 august și noi am terminat hârtiile de autorizare, cred că după 20. Deci aia înseamnă să lucrezi, să-ți asumi lucruri, să fii un om asumat și să înțelegi că, de fapt, importanța acestor investitori este extrem de mare, din toate punctele de vedere, nu doar pentru noi ca oraș, pentru împrejurimile orașului Rovinari, iar economic nu pot să vă spun că prețurile noastre au sărit la Rovinari de 2 ori la apartamente minim, adică un apartament față de 2016 este mai scump cu 250%. Economic se simte la toți comercianții din Rovinari și cred că asta este, să zic așa, esența care ar trebui să facem noi în principal în orașul nostru, să avem o stabilitate și să ne gândim că dacă reușim să facem înapoi pe tineri și dezvoltăm economic orașul, avem un viitor și nu mai duce niciodată grija zilei de mâine. Am primit foarte multe lucruri acum în timp ce am mers în campanie, în care s-au spus de la rivalii noștri politici că au fost negocieri între noi și domnii investitori ca să fie salariile mai mici decât în alte orașe mari. Este cea mai mare tâmpenie pe care am putut să o aud și o să vă contraargumentez într-un singur minut. Noi încasăm ca OAT, ca primărie, cote defalcate din acele impozite pe care ei le plătesc la salarii. Cum încasăm și de la CEO? Dacă noi am negociat acest lucru, exact, așa cum ne-am trage preșul singur, ca să spui că a negociat Filip cu investitorii treaba asta, să fii cel puțin nebun sau deplasat, sau să nu pricep care e fenomenul. Păi, dar cine ar vrea ca OAT să primească mai puțin bani lunar? Aia însemna că noi am primit mult mai puțin bani. Doar că eu cred că într-un timp destul de scurt se vor echilibra salariile față de orașele mari, oamenii trebuie să înțeleagă că gradul de producție în aceste fabrici nu este la fel de ridicat ca în orașele mari, unde experiența este de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani și că încet, încet aceste lucruri se vor echilibra, dar necesită timp, necesită răbdare și necesită experiența omului în ceea ce face la aceste fabrici. Deci niciun primar din țara asta nu cred că ar fi nebun să poarte discuții că cu un investitor ca să țină salarizarea mică, pentru că nu are niciun argument, nu are niciun motiv să fac acest lucru. N-ai avea niciun motiv, doar dacă ai fi nebun și n-ai pricepe despre ce e vorba. Că a vorbi cu sarcină, că la societățile noastre, noi nu mai avem, la societățile familiei, toate spațiile sunt închiriate, nu avem activitate, adică nimeni n-ar dori ca să aibă o salarizare mică. Și până la urmă, care ar fi interesul unui primar ca cetățenii să primească un salariu? Asta în primul rând. Oamenii uită că, sau unii dintre ei au uitat că acum câțiva ani nu aveam niciun fel de variantă și că la un butic se încasa poate 700-800 de lei
Și acum se depășește salariul minim, se iau bonuri de masă, se iau ore de noapte. Înțeleg că poate să fie probleme și că e muncă într-o fabrică, dar trebuie să și pricepem că acest cult al muncii nu îl facem peste noapte, da? Și cei care au investit au înțeles că avem nevoie de timp și aș ruga și pe oameni să înțeleagă că acest nivel se va ridica, dar treptat și cu puțină răbdare. Am văzut că în acest mandat al dumneavoastră ați pus foarte mare preț și pe copii din Rovinari să aibă condiții în școlile în care învață. Am văzut școli renovate, am văzut săli de sport, am văzut creșă, grădinițe care arată care s-au ridicat la standarde înalte și care le oferă copiilor condiții de care până la urmă ar trebui să beneficieze fiecare copil în anul 2020, atunci când merge să învețe. Ați pus preț pe dumneavoastră acolo la Rovinari pe aceste lucruri. Până la urmă aș vrea să le spun oamenilor că am înțeles într-un timp relativ scurt că viitorul unui oraș sunt copiii și că dacă nu investim în ei, atunci avem o problemă destul de mare și în educație, și în cultură, și în sport, pentru că toate aceste lucruri se leagă. Noi am încercat să avem și parte de cultură, am încercat să avem și sport, pentru că la club pe care noi l-am înființat de drept public, Jiu Rovinari, activează peste 400 de copii la toate grupele, că e tenis, că e box, că e fotbal, că e handbal. Acum le luăm din nou echipamente la toți copiii, îi ducem în cantonamente, au o masă. Toate condițiile pe care nu le au, credeți-mă, cel puțin în Oltenia nu știu niciun club care să aibă aceste condiții. La noi se face ce se făcea acum câțiva ani în vremurile bune la Pandurii. Am înțeles care e importanța, ne-am ținut de cuvânt și am încercat să investim cât mai mult în copiii noștri. În momentul de față, ca să întregim tot acest pachet legat de sport, suntem în procedură de licitație cu stadionul din Rovinari, unde vom lua peste 4 milioane jumate de euro, să facem un stadion de Liga a doua. Acolo vor putea să aibă săl de antrenament, sunt săl de masă, sunt toate condițiile ca un centru european. Exact așa va arăta acel stadion. Suntem în procedură de licitație, credem că în iarnă sau cel puțin în primăvară vom începe lucrările și atunci am terminat partea de sport. La cultură, suntem destul de pregătiți și avem copii la dans, avem copii la cântec. Terminăm acum, ne apucăm de Casa de Cultură, în ciuda persoanelor negative din jurul primăriei, care în fiecare zi vin și spun nu s-a făcut asta, nu s-a făcut asta. Îmi pare foarte rău să le spun că cu foarte multe lucruri suntem în licitație și trebuie să înțeleagă și oamenii că de la a lua un proiect sau de la a face o hârtie că vrei un proiect, până la a face proceduri, proiectare, licitație și să pui lucrarea într-un final să înceapă, durează poate 7-8 luni și dintre care 4-5 luni sunt doar avize. Asta e procedura în toată țara, nu doar la noi. Se mai pot lovi de contestații. Absolut. Acum încercăm să ne apucăm de Casa de Cultură luna viitoare. Am obținut un proiect de 4,5 milioane de euro pentru platou, Casa de Cultură și pentru zona de bulevard. În această toamnă vom desface tot bulevardul și vom avea un bulevard nou, modern și cred că va fi cel mai modern bulevard și va avea cele mai inovative spații și de relaxare și de promenadă și va fi și o zonă în care vom crea noi terase cu sticlă retractabilă pentru comercianți ca să creăm o zonă de socializare, pentru că după ora 4-5 în Rovinari n-ai ce face. Atunci ne gândim să întregim, să facem acest lucru și vom reuși ca să creăm totuși și o viață cotidiană destul de intensă, să avem activități, că ducem lipsă și să știți că duce lipsă județul Gorj, doar orașul Rovinari, de acest lucru. Evident, peste tot sunt aceste probleme. Am socotit bugetul nostru pe cultură și am ajuns la concluzia că vom investi aproximativ 200.000 de lei pe an, ca în fiecare vineri, sâmbătă, duminică, de când începe sezonul local până când se termină, să avem evenimente pe acel bulevard nou în fiecare lună. Deci o să avem 8 evenimente în fiecare lună. Evenimente pe care va suporta primăria pentru ca oamenii să aibă ce face în timpul liber și să încercăm să creăm totuși un pol economic în jurul nostru. De asta am și adus în discuție acea axă pe care vrem să o facem noi până la Turceni.
Tot în contextul începerii școlilor, am văzut că le-ați pregătit și elevilor mai multe lucruri necesare. Le-ați pregătit și pachete cu rechizite școlare, măscuțe, am văzut că da. Ați dat toate aceste lucruri, înțeleg, din bugetul primăriei le-ați oferit da, aceste... Da, din buget local, sincer vă spun că în aceste 2 zile de când a început școala, m-am încărcat pozitiv pentru un an de zile, pentru că am văzut bucuria acestor micuți care au primit fiecare fără a face. Am înțeles că, de fapt, cea mai mare prostie pe care am putea să o facem ar fi să facem o diferențiere între copii. Și atunci toți copiii, indiferent de statutul social sau de situația economică, au primit acest pachet în care au avut rechizite, în care au avut tot ceea ce au nevoie pentru a începe anul școlar. Ne-am gândit că dacă venim în sprijinul lor, venim ca să îi ajutăm, pentru că și economic a fost o perioadă grea pentru toată lumea. Și credeți-mă că bucuria de pe fețele lor a fost de nedescris. Ne-am bucurat că am făcut acest lucru, o să-l facem la fiecare deschidere de an școlar, pentru că am văzut ce înseamnă să îi motivezi pe acești copii să vină bucuroși la școală și să înțeleagă că fără educație, o comunitate este destul de, să zic așa, de grea sau de grea de condus. Educația, cred că, este pilonul fiecărei comunități bine dezvoltate. Am văzut că s-a făcut și o nouă creșă la Rovinari. Ați inaugurat-o recent. Da, acum, după ce am terminat această creșă, ne dorim ca într-un timp extrem de scurt să semnăm contractul, pentru că suntem în etapa de evaluare, să terminăm și acel after school pe care are orașul foarte mare nevoie, pentru că am preluat acea clădire care o avem în fața liceului. Imediat ne vom apuca de lucrări, iar acolo vom avea loc construcția altei creșe, pentru că de când am dat acea sumă de bani pentru nașterea copiilor, s-au făcut cel puțin 70-80 de naștere la Rovinari și asta înseamnă că ne dezvoltăm, asta înseamnă că o să avem copii în următorii ani, mai ales că foarte mulți părinți, foarte mulți oameni din Rovinari lucrează la fabrici și atunci e clar că nu vor avea ce face și vor fi nevoiți ca să găsească o variantă să lase copii. Dacă venim în sprijinul lor, sunt absolut sigur că facem extrem de mult bine. Și asta este un lucru bun, că iată crește natalitatea, pentru că ne lovim de această problemă. Da, și asta și urmărind, că mai mult zâmbind, un reportaj care a avut loc acum vreo 2-3 săptămâni de la un ziar, un site la București, care a venit și a făcut un studiu nedocumentat. Că, vezi, domnule, de la Rovinari și de la Motru, bun, nu știu de la Motru că nu pot să discut, dar știu de la noi că atâta timp cât noi am investit și am dat peste 50 de locuințe ANL, acum mai lucrăm la un bloc ANL, mai suntem în procedură de licitație cu alt bloc ANL, oamenii au venit acasă la sărbători și au ales să lucreze în fabrici și văzând că vin sute de cereri lunar pentru o locuință, nu înseamnă că ne depopulăm, mai înseamnă că vin oamenii către casă, că au stabilitate și că nu mai stau să gândească ce fac mâine sau să aibă grijă zile de mâine. Și eu cred că dacă reușim să facem acest lucru, să-i aducem pe, numai pe tineri, pe oamenii care au plecat din județul ăsta în străinătate, ne-am îndeplinit, de fapt, cel mai important lucru pe care îl aveam noi, să aducem acești oameni acasă și să înțelegem că depopularea este în toată țara. Și este un fenomen destul de îngrijorător. Nu este o problemă doar la Rovinari, din păcate, oamenii aleg da. Să plece către alte țări în căutarea unui trai mai bun, însă, iată, ne spuneați dumneavoastră că aleg să se întoarcă și aveți cereri pentru acele locuințe, lucru bun, pentru că oamenii, dacă au condiții, locuri de muncă și un loc de unde să-și câștige un salariu care să își întrețină familia, evident că preferă să trăiască la noi în țară și nu în altă parte. Îmi spuneați că aveți un bloc ANL care este acum în construcție. Da, lucrăm la el deja. Imediat cum vom termina, ne apucăm de cel de-al doilea bloc și sperăm ca anul viitor să obținem și pe cel de-al treilea, pentru că sunt extrem de mulți tineri care vin nu numai din Rovinari, și din împrejurimile orașului, care vor să aleagă să rămână să lucreze la fabrici și să aibă locuință, să aibă ceva stabil. Iar următorul nostru plan important va fi să... Asta e un punct din programul nostru și un punct destul de important, să extindem orașul înspre comuna Bâlteni, să încercăm să creăm o zonă rezidențială, să ducem utilitățile
să dăm parcele pentru tineri și acolo să dezvoltăm măcar un bloc, două, trei, să lăsăm terenul pentru case, ca cine vrea să-și construiască, bineînțeles, tot organizat, totul făcut exact cum se lucrează în străinătate. Și dezvoltând orașul, e clar că vom da o gură de aer în toată zona, pentru că refuz să cred că atunci când ai un teren parcelat în care ai toate utilitățile la poartă, nu găsim oameni care să vrea să-și construiască o casă. Plus că mulți caută să meargă sunt în afara... Da, și asta ar fi un avantaj pentru a ne dezvolta orașul în sine. Pentru că începe, cred eu, în următorii ani, gândind strategic, să încep să se sufoce, chiar dacă noi am făcut zeci de parcări, chiar dacă noi lărgim străzi, chiar dacă noi ne facem partea din infrastructură, e clar că vom avea nevoie să ne extindem și ar trebui să gândim ce se întâmplă în următorii 5-10 ani. Dar să gândim ca niște europeni sau să gândim după exemplu de bună practică din străinătate, unde nu-și fac prima dată casele, ci prima dată fac infrastructura ca să nu ne trezim cu un oraș supraaglomerat. Ce alte obiective v-ați mai propus dumneavoastră pentru următorul mandat? În momentul de față, în lucru, suntem și îmi doresc să cred că nu e prima dată când dau exemplu că Rovinarea e primul oraș din Oltenia care face lucruri importante și bune sau noi și inovative. Astăzi lucrăm la sistemul de iluminat și vom fi în această toamnă primul oraș din Oltenia care va avea toate cablurile suterane. Vom avea sistem inteligent cu telegestiune, cu LED. Deja am dat spre folosință câteva străzi, am aprins iluminatul cu LED pe câteva străzi și este o diferență extrem de mare între ce aveam înainte și ce avem acum. Toate acestea vor fi coordonate sau programate dintr-un sistem electronic, de pe tabletă sau de pe un calculator, un program cu fonduri europene și să știți că râzând vă spun, nu cred că există vreun nebun de primar din țara asta care să spargă tot orașul în prag de alegeri, pentru că noi acum suntem cu 3 sferturi spart de oraș, mai ales că ne-a întrebat foarte multă lume de ce facem treaba asta, că nu știau ce se întâmplă, de ce facem acele spărturi, de ce bulversăm pe toată lumea și am creat un disconfort și va trebui să le cer scuze oamenilor, dar finalitatea va fi să avem toate aceste cabluri subterane, să avem acest sistem cu telegestiune și imediat, cum am terminat de băgat cablurile, noi venim în spate cu proiectul pe care îl avem pe PNDL, unde reabilităm toate străzile și toate trotuarele din orașul Rovinari. Ne-am permis, după o gândire logică cu constructorii și cu inginerii, să facem prima dată zona de exterior a orașului, pentru a nu face inelul principal, tocmai ideea că dacă facem principalul inel, vom intra apoi cu mașinile de bitum și vom dărâma acele zone. Și atunci dacă făceam treaba asta, eram ca un fel de dorel, între ghilimele, care făcea ceva și apoi strica. Deci, clar, asta e un proiect foarte important pe care îl ducem la deplinire în această toamnă, iar în viitor apropiat ne dorim să gândim absolut toată infrastructura orașului, să fie infrastructura unui smart city. Oamenii poate spun că e un SF, dar ce le spuneam acum câteva luni că vom face la Rovinari, unele suntem în implementare și ce mai spuneam eu acum se întâmplă în marile orașe, am văzut pe colegul meu, primarul de la Cluj, domnul Boc, care a făcut exact ce vreau să fac într-un viitor scurt. A pus niște aparate cu un fel de GPS tracking la fiecare loc de parcare. Am făcut o bază electronică ca să înțelegem de ce avem nevoie de toate aceste lucruri. Vom ști pe o platformă electronică câte locuri avem ocupate, cine n-a plătit, cine a plătit, dacă cineva a ocupat locul lui Popescu sau lui Georgescu, toate astea cu sistemul de camere, cu sistemul de iluminat, cu carporturile, pentru că acum chiar astăzi am aprobat în ședința de Consiliu Local să fim, repet, iar îmi place să zic, primul oraș din Oltenia care va avea parcări acoperite cu panouri solare, deci în maxim două luni vă vedea la Rovinar puse, care vor avea o stație de încărcare electrică, vom avea trei trotinete, trei biciclete pe fiecare carport electrice care se vor încărca de la soare, tot iluminatul dintr-o acea zonă va fi de la acele panouri solare și toate astea integrate într-un program de Smart City, adică noi să putem să avem eficiență mai mare, să controlăm electronic, să încercăm să lucrăm cât mai puțin cu oameni, pentru că munca cu omul e destul de grea. Aș vrea să vorbim puțin și despre sănătate, că în această perioadă traversăm o perioadă
care, eu știu, nu și-ar fi dorit-o nimeni și poate nu ne-am fi gândit vreodată că vom fi nevoiți oarecum să ne adaptăm la alte, să ne schimbăm obiceiurile și să ne adaptăm la reguli noi cu care nu am fost obișnuiți și chiar să ni se îngrădească anumite drepturi ale noastre, ale cetățenilor. Știu că s-au făcut, nu neapărat în contextul acestei pandemii, investiții importante și în spital. Cum sunt lucrurile acum? Cum sunt medicii? Cum stați cu locurile, cu cele necesare în această perioadă? Spre disperarea unora, noi am reușit să facem la spitalul din Rovinar niște lucruri pe care nu le-ar fi făcut poate alții în 10 ani. Gândiți-vă că la Rovinari s-au adus peste 18 medici, medici care 90% din ei sunt cu media sub 40 de ani, medici tineri, noi. Au venit și niște medici cu experiență mai în vârstă, dar ce am reușit noi să facem acolo, și aici e munca și a noastră, e munca și a managerului, e munca întregii echipe de la Rovinari, am reușit să redăm încet, încet o încredere pe care spitalul de Rovinari și-o pierduse în timp, datorită diferitelor specimene de manageri care au fost acolo. Deci, pe lângă cei 18 medici, pe lângă reabilitarea saloanelor, pe lângă ce am reușit noi să echipăm acele saloane, pentru că avem patru noi în saloane, avem mobilier nou, să zic, în peste 60% din spital, cel mai important lucru este că am reușit să dotăm acest spital cu un computer tomograf și cu un RMN. Noi am făcut aceste lucruri pe bani europeni, nu pe cerșeală pe la ministere sau pe bani împrumutați sau pe ce bălmăjeau unii dintre consilieri care vrea să facă împrumut ca să, adică să împrumutăm primăria cu 2 milioane de euro ca să luăm aceste lucruri, cu 2% cofinanțare. Deci astăzi rovinărinii pot să-și facă investigații RMN și CT pentru cei din Rovinari la jumătate de preț, pentru că încă nu suntem în contract cu Casa de Sănătate. Procedural nu putem, fiind în timpul anului, să intrăm în contractare, dar vom intra de la 1 ianuarie. Și vă spun că au venit oameni din tot județul, pentru că sunt doar câteva asemenea echipamente în județ și, din păcate, erau oameni care au nevoie grave și urgente și erau nevoie să stea 3 luni, 2 luni, ca să aibă o programare. Da. Ceea ce e o nenorocire, o nebunie, pentru că omul vine la un CT sau la un RMN care are o problemă și are o problemă atunci, nu peste 2 luni, peste 3 luni. Ne dorim extrem de mult, sau obiectivul meu principal va fi în următorul mandat, să transform spitalul din Rovinari în spital de urgență. Deja corespondăm cu ADRSV Craiova ca să putem să... Am depus deja cerere împreună cu ISU Gorj să facem și un loc pentru amenajat cu un heliport, cu nocturnă, pentru că în tot județul Gorj, să știți că avem un heliport, dar nu este cu nocturnă, iar dacă se întâmplă un caz, Doamne ferește, omul trebuie să stea până dimineața ca să poată să fie transportat la marile spitale. Da. Mai ales că avem termocentrală lângă noi, poate tot timpul să apară o nenorocire. Nu de puține ori s-au întâmplat accidente grave. Poate și-au pierdut oameni viața că nu a putut să plece un elicopter către marile orașe. Dorința mea ar fi să nu ajungem să mai plecăm către marile orașe, să facem la Rovinari aceste investigații, dar suntem limitați în foarte multe lucruri și legat de fonduri. Deci asta e dorința mea principală. Iar legat de sănătate, spital, pentru că se leagă toate aceste lucruri, să știți că noi am mai reușit un lucru foarte important și am făcut acel sediu pentru pompierii ISU, care atunci când a venit domnul ministru și domnul de la ISU, domnul ajun de la ISU de la București, ne-a spus clar că în țară nu există niciun sediu la nivelul ăsta. Deci oamenii care lucrează acolo pot să confirme că de la A la Z primăria s-a ocupat și a făcut clădire, utilități, absolut tot ce înseamnă interioare, sunt făcute de noi, le-am predat dumneavoastră pe protocol și le suportăm și plata la utilități pentru serviciile pe care le-au. Pentru că aveam o problemă foarte mare, nu Rovinarul, ci și împrejurimile, în caz că era un incendiu sau, Doamne ferește, o investigație sau o intervenție legate de pompierii smurd, noi nu aveam. Deci avem și punct smurd acum la Rovinari, ambulanță smurd și avem și acești pompieri militari. Cărora le mulțumesc că sunt alături de noi, că suntem parteneri. Cum ați reușit să faceți toate aceste lucruri la Rovinari, acolo cu un buget care este mult mai mic comparativ cu alte orașe, comparativ cu municipiul Târgu Jiu, unde, iată, nu se văd că lucruri, nu se vede că lucrurile s-au schimbat foarte tare, însă iată că la Rovinari chiar se poate, cu un buget mult mai mic. Aș vrea să vă spun un lucru față de
Anii trecuți, primăria Râvnari ar incasa de la CEO pe timpuri cote din acele impozite undeva la 16-17 miliarde, iar noi am avut luni în care am încasat 5 miliarde, 6 miliarde, 8 miliarde. Deci luni cu probleme. Înseamnă că, de fapt, cheltuielile primăriei au crescut, că salarizarea a crescut, cu toate că noi avem cea mai mică salarizare verificabilă, că sunt date publice, din județul Gorj. Noi, față de celălalt oraș, avem cea mai mică salarizare. Le mulțumesc oamenilor că au înțeles că decât să le dăm 10 lei timp de 3 luni, mai bine le dăm 7 lei toată perioada, decât să ne blocăm sau să avem ineficiență. Deci noi am reușit acest lucru, știți cu ce? Cu voința mea nebună de a construi și de a dezvolta într-un ritm alert. Pentru că gândiți-vă că în 4 ani unii și-au făcut decât documentații. Sau dacă le-au făcut și pe alea. Noi am reușit ca să terminăm proiecte și să aducem cei mai mulți bani pe cap de locuitor din toată zona asta. Mai înseamnă că s-a muncit acolo, chiar ca nebunii, să știți, de la mătură, de la firma primăriei, de la serviciile pe care le avem noi, la cei care au lucrat, toată lumea a muncit, chiar dacă n-am avut totuși o echipă foarte, foarte bună. Că am venit din mers, suntem acum în campanie și eu săptămâna cealaltă fac restructurare. Fără rezultat, să trimit oamenii acasă. Care sunt nemulțumirile? Că am văzut că ați spus chestia asta, că vreți să revizuți puțin organigrama și oamenii care... Mă întrebați cum am făcut toate lucrurile astea. Păi am fost la București și de câteva ori s-a întâmplat ca județul Gorj să primească 30 de miliarde vechi, iar orașul Râvnari a primit 40 sau 48. Singuri. Pe negociere politică, pe ce am făcut eu acolo, pe coatele mele rupte, pe băncile și pe ușile altora pe la București, asta e o muncă pe care ceilalți colegii mei știu foarte bine că așa se obțin lucruri, dacă stai acolo și te scoate pe ușă, intri pe geam și invers, da? Iar nemulțumirile mele de aparat sunt extrem de multe. În primul rând că n-au înțeles nici acum că de fapt noi toți suntem în slujba oamenilor și că noi de fapt facem treaba asta pentru oameni, că trebuie să împătim să facem treaba asta, cui nu-i convine, e liber să plece. Neînțelegând treaba asta, încă se poartă metecna aia comunistă nenorocită în care le vorbesc pe dos oamenilor și urât. Au impresia că oamenii trebuie să stea drept în fața lor și eu cred că trebuie să fie invers. Și faptul că fiind mulți, suntem ineficienți, am primit un răspuns prin ședință că unde-i hârtia, e pe circuit, adică circuit înseamnă că o iei din birou și duci în partea altă, nu stai două zile ca să pierzi un timp. Sau am avut avize de scos, erau gata avizele și unul a s-a dus după 3 săptămâni să-mi ia avizul. Eu am pierdut 3 săptămâni. Pentru mine fiecare zi contează. Câți oameni vor pleca din primăria Rovinari? Eu cred că între 10 și 20 de oameni vor pleca sigur din primăria Rovinari. Cu toate că să știți că am văzut că s-a purtat un mesaj negativ, că alții când se fac lucruri n-ai ce să-și inventez prostii pe care se contracarează cu date publice. Mi s-a spus că organigrama primăriei Rovinari este încărcată, s-au angajat oameni, s-au făcut, păi în 2016 public aveam 95 de oameni și în 2020 avem 97. Adică astea sunt diferențele de 2 oameni. Păi să mă ierte Dumnezeu, la acești bani, la ce am făcut noi acolo, la ce nebunie s-a făcut în Rovinari, 2 oameni este un nimic, adică s-au putut 2 oameni în plus. Bun, și asta socotim noi acum, nu socotim milioanele de euro, locurile de muncă, zecile de lucruri pe care le-am făcut, ce să o cotim? Că plătim 2 oameni? Astea sunt niște aberații, pur și simplu. Bun, deci, practic, Robert Filip este dovada vie a celor care spun că nu se pot face lucruri într-un mandat. Iată, dumneavoastră, așa cum spuneam, sunteți dovada vie că se pot face lucruri într-un mandat. Repet, am făcut-o cu 7 consilieri, cu o majoritate fragilă, cu un consilier PRU care acum e în echipa noastră și vom lucra împreună și de multe am mai fost și votul din partea celor de la PSD. Cam asta a fost o majoritate. Când nu le convenea ceva, am mai sunat un președinte, mai băgați pe sumasă, mai am prins și varianta în care aveam nevoie de 2-3 și am avut luni de blocaje. Asta e situația. Am dat înainte indiferent de treabă. Vreau să vă dau un singur exemplu. Săptămâna trecută am fost în vizită la primăria Oradea, unde l-am cunoscut pe colegul meu, Ilie Bolojan, care, după o discuție de jumătate, doar m-a făcut să cred că este un extraterestru în domeniul administrației și este un primar în care am învățat într-o oră de discuție de la el ce n-am învățat în 4 ani la Rovinari și care mi-a spus câteva lucruri destul de importante. Și aș vrea să vi le spun și dumneavoastră și oamenilor. Mi-a spus că nu tot timpul ce e bine este și popular.
sau invers. Și că el a fost campionul amenzilor, că el a înțeles că, de fapt, un act de administrație eficient înseamnă să ai un aparat bun și că, de-a lungul timpului, el a dat afară 300 de oameni din aparatul primăriei. Și a înțeles că, de fapt, nu mai ține pe cei care nu sunt buni, își aduce doar oameni competenți și lucrează într-un ritm alert și se concentrează pe lucrurile importante. Asta voi face în viitorul mandat. Voi coagula o echipă care va avea toate atribuțiile împărțite și vom sta să ducem administrația de la România la un alt nivel, în așa fel încât să fim un exemplu de bună practică pentru ceilalți colegi, să fim un fel de locomotivă care va trage lucrurile, pentru că asta am văzut eu sau asta am simțit eu când am fost la Oradea. Motivația pe care am primit-o și câteva exemple scurte și clare m-au făcut să înțeleg unde am greșit noi, unde am avut timp morți în acest mandat și că, de fapt, nu există discuții aici. N-am avut, n-au fost. O să fie o perioadă în care noi vom avea sute de milioane de euro de cheltuit și nu vom ști să le cheltuim. Dacă nu suntem pregătiți, dacă nu avem o echipă și dacă nu scriem ca niște nebuni proiecte pe fonduri europene. Și cred că asta trebuie să facă toți colegii mei. Noi ne vom concentra să avem un birou pe fonduri cu 6-7 oameni, oameni care doar asta vor face. Vor scrie proiecte și vor depăși acest prag de birocrație nenorocită pe care ne lovim toți în țara asta. Care îngreunează de multe ori lucrurile. Toate procesele și legislația cu toată prost făcută. Poate cu nou guvern PNL care va conduce țara, va înțelege că trebuie să simplifice aceste bariere de a ajunge la fonduri, că noi trebuie să le cheltuim repede și că nu trebuie să ne mai bazăm ce-mi dă ăla, ce-mi dă celălalt, ce-mi dă Consiliul Județean, îmi dă cu culoare roșie, verde sau cum se practică și că trebuie să fii independent tu ca ora, să nu mai depinzi de a întinde mâna după bani. Și se poate face treaba asta, indubitabil. Candidații în acest an din partea Partidului Național Liberal, de ce ați ales și să-mi spuneți cum ați fost primit în partid? Pentru că știm că atunci, la început, când s-a auzit că Robert Filip vine în Partidul Național Liberal, s-a vehiculat faptul că vi se pregătește o candidatură la primăria municipiului Târgu Jiu și ați agitat puțin apele în Partidul Național Liberal, nu dumneavoastră personal, pentru că nu dumneavoastră ați scos aceste declarații, ci au fost declarații făcute de alte persoane. Cum ați fost primită în partid și de ce Partidul Național Liberal? Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost un liberal desăvârșit și având discuții de-a lungul timpului, pentru că vorbeam toate lucrurile care se întâmplau în jurul nostru, le discutam, mi-a spus că niciodată nu și-ar dori ca eu sau ca cineva din jurul nostru să meargă la Partidul Comunist, la Partidul Roșu, că așa era denumit PSD-ul de el, un partid comunist, că nici bunicul nostru, nici străbunicul nostru n-au avut o ideologie sau o orientare de stânga. Da? Și atunci, pentru mine, clar că nu era altul decât un partid liberal. Vă dați seama că atunci când am luat mandat, am avut 29 de ani. Am fost cel mai tânăr primar de oraș din țară. Cred că după mine e Cristina de la Turcencă. Ea era cu un an mai mare în generația noastră, că am făcut și școală împreună. De asta am ales Partidul Național Liberal. Cred că aici s-ar trebui să se practice sau se practică alte metode de a face administrație și de a regândi tot acest sistem legislativ prost și că ideologia asta liberală face altceva decât populisme și se ocupă de a hrăni partea de asistat social și de a duce acest fenomen undeva unde oamenii trebuie să ceară ceva, să le dai ca să fie cu tine sau de a face doar lucruri de-astea necredule. Mie nu-mi plac chestiile astea și nu o să le fac niciodată. Și asta a fost un din motivele pentru care am ales Partidul Național Liberal. Am fost primit bine, erau foști colegi de-ai tatălui meu, erau prieteni foarte mulți care fac parte din Partidul Național Liberal și cred cu tărie astăzi că ar mai trebui să facem un lucru, noi toți care coagulăm echipa asta și vedeți foarte bine că Iulian Popescu cu echipa lui sunt în peste 60-70% echipă nouă, tânără. Se schimbă generațiile. Cristina de la Turceni e parte din generația noastră. Încep să vină alți oameni. E, tot acești oameni ar trebui să înțeleagă că încet, încet trebuie să facem trecerea mult mai elegant și mult mai bine la noua generație, să nu mai apară oameni vechi. Adică oamenii vechi e bine, sunt bineveniți, dar cu un pas în spate. Asta e părerea mea.
Și asta e un lucru care l-aș mai schimba la Partidul Național Liberal. Cu tot respectul față de toți prietenii mei de acolo, îi văd că nu mai țin pasul cu noi, cu noua generație și cred că și oamenii, în general, își doresc altceva. Oameni care au energie, care au viziune, care au văzut lucruri, important să și să și vezi lucruri în altă parte și să-și doresc să implementezi altceva, adică să înțeleg să dezvolți economic, nu să împovorezi prin a face cadouri plase și ce se mai întâmplau pe timpurile trecute. Vă dau un singur exemplu. Când am ajuns în 2016, am avut 280 de asistați sociali. Astăzi, dar o vineam, mai sunt 10. Am făcut sistem ieri, s-au dus la fabrici, am tăiat cantina de masă unde cheltuiam 10 miliarde pe an și am făcut creșa în acel loc. Adică, sunt de acord că oamenii trebuie să muncească. Nu există țară în Europa care să încurajeze lenea sau nemunca. Statul acasă și primit o... Noi trebuie să încurajăm la... educația, munca și să înțelegem că jumătate din ce se întâmplă în orașul meu îl fac eu, dar jumătate ține de oameni, de comunitate. Să întreținem, să nu mai facem mizerie, să nu mai stricăm lucruri, să nu mai aruncăm pe jos, să avem grijă de orașul nostru. E, noi să știți că vom porni o campanie în care vom da prima dată avertismente, dar imediat când te-am prins vom da amenzi. Deci vom da amenzi cu tot respectul față de toată lumea. Trebuie să înțeleagă că de azi încolo noi facem campanii în care le dăm punguțe la oameni unde merg cu câinii prin parcuri sau prin zonele verzi și își fac nevoile acolo și nu ridică. Nu există țară în Europa care să nu te amendeze pe loc. Te-am prins, te amendezi pe loc. Trebuie să înțelegem că trebuie să ne civilizăm cu toții și să avem grijă de ceea ce facem în orașul nostru. Deci noi vom face acțiuni în fiecare zi cu poliția locală și cu firma de pază pentru a informa pe oameni. Te-am prins, trebuie să te amendezi. Am găsit mașina parcată ilegal, ți-am pus blocaj. Este clar, pentru că și cetățeanul trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să întrețină ceea ce... Nu, dar am plecat cu un exemplu foarte bun de la domnul Bolojan, în care mi-a rămas întipărit în cap că un om care merge cu mașina prin orașul meu sau prin Târgu Jiu sau prin județul Gorj sau prin țară, dă muzica tare la maxim, dă drumul la manele, scuipă pe geam, aruncă țigara pe geam și aruncă cutia de bere de suc pe geam, da? Și mai face o depășire ilegală, mai parchează unde nu trebuie, face toate lucrurile astea. Și poate mulți dintre români fac treaba asta. Același om care trece granița la Ungur sau în Austria sau în Germania nu mai face niciun lucru din toate aceste lucruri. De ce nu face? Pentru că acolo dacă e prins e amendat. Și sunt extrem de mulți oameni care se uită la noi, care au rude, care lucrează în străinătate și știu că ei n-aruncă pe geam, că ei nu strică, că ei nu lasă mizerie în fața blocului, că ei n-aruncă pe jos, că ei nu calcă spațiile verzi. Adică oamenii înțeleg că acolo nu faci pentru că ești amendat, iar aici faci pentru că ești tolerat, ceea ce nu mi se pare normal. Deci nu mi-aș dori să ajungem noi campionii amenzilor din Gorj, dar dacă va fi nevoie o să ajungem acolo. Spuneți-mi, cum v-ați propus să obțineți, spuneați că veți obține un scor istoric la Rovinari și veți obține singur această majoritate în Consiliul Local. Așa cum am reușit cu sprijinul oamenilor ca să ajung la primărie, pentru că tot ce s-a întâmplat pentru că oamenii au avut încredere în mine. Așa se va întâmpla și acum și eu cred că le-am demonstrat foarte clar și aplicat prin fapte în acest timp scurt, că eu consider că 4 ani un timp scurt, că ne-am ținut de cuvânt, că am fost serios și că această echipă va reuși să finalizeze aceste proiecte și că va fi o echipă foarte sudată și va merge toată în aceeași direcție. E clar că așa cum nu ne-a fost ușor nici acum 4 ani, nu ne va fi ușor nici acum, dar sunt sigur că am reușit să convingem pe oameni că ceea ce facem noi, viziunea, strategia pe care noi avem și dacă suntem acolo implicați 100%, vom reuși. N-am spus de multe ori, dar o să vă spun dumneavoastră acum, să știți că cea mai mare motivație pe care eu am avut-o în acest mandat de 4 ani a fost că după ce a murit tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, oamenii au crezut că se va alege praful de oraș și că eu fac parte dintr-o generație care nu va putea să facă ce s-a întâmplat în trecut. E unul din lucrurile care mi-a dat energia asta nebună, dar cel la final tot a fost chiar treaba asta. Adică am stat atât de concentrat și de implicat în așa fel încât să se zică peste 4 ani, Dumnezeu a făcut mai multe decât tatălui. Asta pentru mine a fost o motivație extrem de mare, extrem de importantă și le-am demonstrat că generația asta, cu experiența oamenilor din spate, cu o viziune foarte clară și foarte aplicată, poate să schimbe ceva.
Și oameni ca mine sunt mulți, dar mulți stau pe margine, mulți nu s-au implicat și i-aș chema atât de noi, să știți, și la județ, și în orașul meu, și peste tot, i-aș chema pe acești tineri să vină să pună umărul, să facem aceste schimbări, să nu mai fie rușine să zic că sunt din Gorj, că sunt din Rovinari, că la noi nu se întâmplă lucruri și că ne uităm tot timpul cu inima îndoită la mare, la și dăm exemple. Domnule, la Timișoara se poate, după ce am plecat din Oradea am fost la Cluj și am văzut altceva, altfel de administrație, da? Și m-am gândit clar, mergând pe stradă și văzând lucruri, că și noi putem să facem lucrurile astea. Și le-am demonstrat că se poate. Să vă invit după ce trece campania electorală să vedeți bulevardele pe care noi le modernizăm, unde iluminăm fiecare pom, unde punem rulouri de iarbă, unde facem piste de biciclete, acum o să avem iar orașul printre primele sau primul care va avea pe toate străzile piste de biciclete, unde ne dorim să facem altfel de administrație. Îmi dați și un procent? Eu cred că împreună cu echipa mea vom scoate peste 75% minim. Spuneți-mi, pentru că suntem pe final de emisiune, aș vrea să vă întreb cum decurge până acum campania electorală la Rovinari. Am văzut ce s-a întâmplat la Târgu Jiu, unde chiar un coleg de-al dumneavoastră de partid a avut așa anumite reacții, au fost înjurături, au fost bătăi, dosare penale la Târgu Jiu. Cum este campania electorală la Rovinari până acum? Ținând cont că în orașul Rovinari sunt peste 17 șantiere astăzi, eu am preferat să evit orice fel de discuție politică și dacă ne întâlnim cu adversarii, ne ocolim elegant, nu avem niciun fel de problemă, nu intru niciun fel de război, de discuție politică, de contradicție, nu mă interesează. Eu îmi petrec jumătate de zi pe bicicletă vizitând șantiere și trăgând în permanență de oameni să-și ducă lucrurile la final. Nici nu mă interesează niciun fel de dezbatere din asta destructivă ca să mă cer cu cineva. Nu-i felul meu și nu mai vreau să particip, să-mi pierd energia pe care mi-o pot pune în alte lucruri bune discutând contradicții cu unul care scoate doar minciuni sau spunând baliverne și povești. Revenind la acest moment, mi-am adus aminte acum că am pierdut ceva din discuție, mă întrebați cum facem și am văzut niște colegi de-ai mei primari pe care îi salut cu respect și le spun următorul lucru, că noi astăzi suntem orașul care curăță subsolul de 30-40 de ani. Îi văd pe prietenii mei, între ghilimele, de la Rovinari, care spun, domnule, o să facem noi, o să dregem. Bun, dar ați avut 7 ani, 8 ani, 10 ani. N-ai curățat unul, o bucată, n-ai făcut un proiect european, dacă intrăm, nu știu, un ministerul dezvoltării și instituțiile statului de la București, habar n-au, trebuie să googlească ca să vadă despre ce e vorba. E, noi ne-am dus ca nebunii și am făcut aceste asociații, i-am adus pe oameni la ședință să-i facem să înțeleagă că nu plătești nimic dacă intră în asociații ca să curățim aceste subsoluri, să facem anveloparea blocurilor și suntem, iată, iar primul oraș care avem 5 blocuri luate finanțare de la București pentru anvelopare. Mai avem 31 de puse, le facem și pe astea. Dar cu implicare, cu informarea oamenilor, se pare că se pot face și aceste asociații din nou, dar trebuie să stai de vorbă, am stat de vorbă 6 luni ca un nebun, în fiecare zi 3 ședințe cu câte 50 de oameni. Te păncești pe românește la un moment dat să faci aceste discuții, te doare capul, gura, să spui aceste lucruri de 10 ori să le repezi, dar insistență și englezul știți ce zice când le iasă un lucru bun? Practice makes perfect. Da? Deci aia înseamnă să insiști pe treabă. Se poate orice. Privind în viitor, care este cariera politică a lui Robert Filip? Ce vizați pe viitor? Ar fi poate prea devreme să mă gândesc poate la altceva. Îmi doresc foarte mult să termin toate aceste lucruri pe care le fac pentru oraș, toate aceste proiecte importante. Voi fi primul Smart City din Oltenia. Vom termina zona de bulevard, de promenadă, vom învelopa blocurile și visul meu ar fi să mergi în Rovinari și să nu găsești... Asta e una din, cum să zic așa, din nebuniile sau din dorințele mele cele mai profunde, să merg în Rovinari, să vă chem la plimbare în Rovinari și să nu găsim nicio greșeală. Am fost acum 7-8 ani în Elveția și de nebun ce sunt să mă uit pe acolo, ce e bine, ce nu e bine, am mers pe stradă timp de o oră și n-am găsit nicio greșeală. Mă uitam să caut o greșeală, un Geiger nepus al locului, un ceva, un spațiu verde neamenajat. Asta îmi doresc eu să fac de la Rovinari, asta e visul meu, să merg la Rovinari, când voi pleca de acolo, că nu voi fi primar pe veci, nu-mi doresc să fiu primar pe veci, să vă plimb sau să plimb Rovinari și să-mi iau o greșeală. Dom'le, am găsit un subsol nefăcut, un bloc neamvelopat, un spațiu verde nearanjat, am totul pus ca la carte ca un,
ca un oraș european. Pentru că astea sunt chestiile care te împlinește la mult, să știți. În momentul în care o să pedi rovinat, să va ști că Filip are aceste fabrici, că el a făcut aceste lucruri importante și ăsta cu care rămân. Și ca să închid discuția, v-aș spune că pentru mine cel mai important lucru a fost că pe unde am mers și în campanie și de-a lungul timpului, în cei 4 ani în care m-am lovit destul de multe greutăți, pentru că am avut foarte multe greutăți după ce a decedat tatăl meu, pe unde am mers se povestea așa, domnule, a fost un om bun, a făcut bine, a lăsat lucruri. Cred că asta e o moștenire care îi mulțumesc că mi-a lăsat-o și aș vrea să o las și eu la rândul meu la alții, adică să se vorbească de noi, domnule, a făcut ăla ceva. E dat naiba, a reușit și asta, și asta, și asta și am lăsat niște lucruri în spatele meu. Asta e un lucru care te împlinește cel mai mult. Vă mulțumesc tare mult că ați fost în această seară alături de noi și vă urez succes în tot ceea ce mulțumesc, dumneavoastră v-ați propus. Vă mulțumesc că și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară aici alături de TV Sud. Rămâneți și în continuare alături de noi. În doar câteva minute urmează și principalul jurnal al zilei și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. De acolo veți afla primul informația care contează pentru dumneavoastră. Așadar, stați cu noi!